Ne aflăm în continuare în vechea cetate a orașului. Da. Și stăm în fața, da, probabil celei mai importante case din Cluj. Astăzi este cea mai veche casă care există în Cluj. Ok. Care a rezistat istoriei, conflictelor, incendiilor și așa mai departe. Pe lângă asta este și prima casă din oraș care a fost proiectată cu două nivele. Ok. Deci cu etaj superior, nu doar cu parter. Și este casa în care s-a născut celebrul rege al Ungariei, Matia Corvin. Cum am trebuit să fac să dau o explicație. Multă lume când mă aude că spun Matia Corvin, se gândește că ori greșesc, ori sunt foarte simandicos. De fapt, noi știm că noi am învățat la istorie că este Matei Corvin și ce am învățat noi la istorie n-are voie nimeni să conteste. Nu, este Matia Corvin. Din simplu motiv că în limba latină există două nume diferite. Unul este Matei și al doilea este Matia. Okay. Una dintre cele mai bune dovezi este chiar în Biblie. Iisus a avut 12 apostoli, dintre care unul dintre ei la un moment dat moare. Cine? Iuda, se sinucide. În locul lui este ales un alt apostol și acest alt apostol este Matia. Dar da, există deja un apostol, un evanghelist Matei și al doilea apostol este Matia, deci sunt două nume diferite. Și regele care s-a născut în această casă este, îl cheamă Matia și nu Matei. Da. Bun, inclusiv în folclorul local, inclusiv în poveștile românilor din Transilvania, nu este numit Matei, ci Matiaș. Ok. Deci este absolut, deci clar că sunt două nume diferite, da. Uh-huh. Bun, ce știm este că el se naște aici. Da. Știm iară că este fiul lui Iancu sau Ioan de Hunedoara și a Elisabetei Silaghi sau Erzsébet Silaghi. Dacă în privința mamei este clară originea maghiară, în privința tatălui, cred că fiecare naționalitate din zonă susține că ar fi de al lor. Ceea ce devine tot mai clar este că nu era maghiar. Okay. Și ce este extrem de clar este faptul că noțiunea de națiune în secolul 15 are cu totul alt înțeles decât națiunea în secolul 19 sau 20. Și cam care ar fi așa diferența? În secolul 19, respectiv după Revoluția franceză, în principal, ideea de națiune este cea pe care o știm și azi. Este okay. Cea apartenența la aceeași limbă, apartenența unui popor. Da. Practic tot ce s-a născut în secolul 19, toate mișcările naționale din Europa, în special din Balcan, dar nu numai, din Italia, din Germania, din Franța și așa mai departe. Asta este ideea de naționalitate, de națiune pe care o înțelegem și azi. Okay. În secolul 15, în Evul Mediu, nici vorbă de așa ceva, ci în Evul Mediu, mai degrabă, națiune însemna o stare. Okay. O stare de privilegii. Respectiv existau stări sau națiuni privilegiate și da, existau stări și națiuni tolerate. Okay. Care este și cazul Transilvaniei, da, unde avem cele trei națiuni privilegiate, unguri, maghiarii, secuii și sașii, și unde avem și națiunile tolerate, okay, respectiv românii, probabil mai târziu un pic și evrei, mai târziu un pic și romii, deși okay, în cazul romilor este cu tot altă poveste. Bun, ceea ce știm este că Iancu de Hunedoara este fiul unui anumit Voicu, unui soldat din zona Hunedoarei. Unii istorici susțin că originea familiei lor este la sud de Dunăre, dar din nou aici istoricii nu sunt de aceeași părere. Și știm iarăși că există acea legendă conform căreia Voicu i-a salvat viața regelui Ungariei, Ladislau. Și ca și mulțumire, regele l-a invitat la cină. Asta este una dintre variante, sunt mai multe legende. L-a invitat la cină, doar că Voicu a făcut marea greșeală de a merge cu soția lui, de care s-a îndrăgostit regele. 9 luni mai târziu s-a născut un fiu pe care regele nu l-a putut recunoaște, dar i-a dăruit un inel și de acolo întreaga legendă. Ceea ce știm este că Ioan de Hunedoara a fost unul dintre mari generali ai Europei din acea perioadă, că în 1456 a reușit să oprească expansiunea otomană în Balcan, okay, învingând la Belgrad. Doar că tot atunci s-a îmbolnăvit de ciumă și a murit în tabăra de la Zemun. Zemun sau Zemlin, care este astăzi una dintre cele mai frumoase cartiere ale Belgradului. Bun, el a avut doi fii. Ce este interesant este că pe acești doi fii, în timpul campaniilor sale militare,
Unde de multe ori, când regele pleca în campanie, se răsculau nobilii sau cine se mai răscula și erau șanse foarte mari ca atunci când se întoarce să nu mai aibă tronul sau familia să pățească ceva. El își aducea familia nu la Cluj. Fapt care dovedește că orașul Cluj, care avea un statut aparte de oraș liber regesc, aici se simțea cel mai în siguranță. Da. Și conform legendei, în prima cameră s-a născut regele Matia. Adică cea din stânga. Cea din stânga, da. Nu este foarte, foarte clar dacă chiar este acea cameră sau altă cameră, dar se știe cu siguranță că el s-a născut aici. Ok. Acum, nouă clujenilor ne place să ne lăudăm că a și copilărit aici, ceea ce nu e chiar adevărat. Okay. El de fapt a copilărit în Timișoara. În Cluj s-a născut, în Cluj se pare că ar fi fost botezat, dar o mare parte a copilăriei și-a petrecut în Timișoara. În perioada în care tatăl său activa, a existat o criză dinastică în Ungaria și astfel Iancu de Hunedoara a avut un statut de protector, un statut de guvernator al Ungariei. Dintre cei doi fii ai săi, de fapt fiul cel mare fusese crescut ca să devină rege și fusese educat în așa fel încât să aibă toate atribuțiile. Matia a fost mai degrabă crescut de către cărturari italieni ai vremii. Asta este și motivul pentru care el a adus renașterea italiană în Transilvania, în special în Cluj, dar pe urmă și în Brașov și așa mai departe. Și foarte, foarte interesant, după moartea lui Iancu de Hunedoara, există o perioadă mai tumultoasă, cei doi frați ajung la un moment dat în închisoare la Praga. Okay. Și fratele cel mare este asasinat. Mm-hmm. Matia scapă, conform legendei și el ar fi ajuns până în locul de execuție și călăul chiar ar fi ridicat securea, dar în momentul în care l-a văzut chipul angelic al lui Matia, a spus că nu poate să îl omoare și astfel a fost salvat. Ce călău diferit! Da, e păcat să strici o poveste frumoasă spunând adevărul, așa că o să lăsăm, o să lăsăm varianta asta. Bine. În orice caz, Matia devine rege. Da. Ceea ce este interesant este că mulți dintre rivalii săi îi impută chiar faptul că ar fi de origine valahă. Termenul de român apare abia în secolul XIX. Noi până în secolul XIX am fost valahi, așa ni s-a spus. Și începe o domnie care pune foarte, foarte mult accentul pe partea culturală. Da. Este cel care construiește și în Budapesta de astăzi o biserică superbă, o biserică enormă. Ajunge să fondeze în Buda o bibliotecă care va avea peste 20.000 de cărți. Vă amintesc, asta e cu vreo 100 de ani înainte de apariția tiparului, deci toate acestea sunt scrise de mână. O foarte mică parte a acestor cărți sunt la Cluj, la Biblioteca Centrală Universitară. Din punct de vedere militar, n-a fost chiar atât de grozav. Turcii contra cărora tot se lăuda că se luptă și se va lupta și așa mai departe, din câte știu, n-a avut loc nicio bătălie cu ei. Okay. Ceea ce duce după moartea sa la tragedia maghiară de la Mohaci, prin care armata maghiară este înfrântă și Ungaria este cucerită de către turci. Bun, dar revenind la clădire, după cum am spus, este cea mai veche, prima cu două nivele și... Da. Ci care exista, ci că n-ar fi chiar adevărat, nu ar fi doar o legendă. În momentul în care regele Matia Corvin a aflat că s-a născut aici, a venit și a dat o lege spunând că oricine va locui această casă va fi scutit de impozit. Wow, asta ca să locuiască cineva și să aibă grijă, nu? Cred că deja se știa că este casa regelui și era bine întreținută, doar că era ca un privilegiu, ca un statut, ca un simbol că regele recunoaște această casă. Doar că proprietarii ulterior au zis, păi atunci mai construim două clădiri lângă. Okay. Și să și vede că cele două ferestre din partea aceea și ăstea de aici sunt adăugate ulterior. Adică ce e după prima fereastră, exact. Următoarea, da, este adăugat. Ulterior și la fel și pe cealaltă. Și la fel și aici. Da. Ok. Desigur că nu au plătit impozit nici pentru aceste noi spații, da. Pentru că au zis că este una și aceeași clădire. Ok. Bun, clădirea astăzi în secolul XIX, la un moment dat a fost închisoare, în timpul Revoluției de 1848, din câte știu a fost închisoare foarte interesantă în 1956, care pentru zona aceasta este un an foarte important, a fost Revoluția Maghiară, înăbușită sângeros de către intervenția armatei sovietice. Datorită faptului că și în Cluj era și este în continuare o comunitate maghiară foarte, foarte puternică, în special în ceea ce privește studențimea,
studenții maghiari au încercat să aducă spiritul acelei revoluții și la Cluj. Se zice că în această clădire s-ar fi întâlnit cu studenții Universității Românești, pe vremea aceea erau încă două universități, și ar fi încercat împreună să înceapă și aici o revoluție. Au fost, mă rog, s-a aflat, securitatea a aflat și au fost arestați, okay, din păcate. Astăzi este sediul, sau mă rog, este o parte a Universității de Arte și Design, da, una dintre micile, dar foarte valoroasele universități ale Clujului. Printre altele, voi spune doar un nume, Adrian Ghenie este unul dintre absolvenții acestei universități. Da, sunt săli de curs, sunt niște mici ateliere, din păcate nu este deschisă publicului. Acum, dacă părem a arăta studenți, poate putem intra și să ne uităm un pic în stânga și în dreapta, dar... Măcar da, măcar ar merita să intrăm, măcar să ne aruncăm un ochi, nu neapărat să filmăm. Da. Mm-hmm. Ok. Bun. Iarăși interesant este... Multă lume știe că s-a născut Matei Corvin sau regele Matia s-a născut în această casă, da, dar puțină lume știe că în casa de vis-a-vis s-a născut un alt rege al Ungariei, István Bocskai sau okay, Ștefan Bocskai. Acolo este și o plăcuță care amintește de el. Da. A fost un principe al Ungariei care, mă rog, pentru noi din păcate nu este foarte, pentru român nu este foarte cunoscut, dar este unul dintre cei care a dus reforma religioasă în Transilvania. Da. Sau, mă rog, unul dintre cei care a susținut-o, ca să fiu mai exact. Este și singurul reprezentant al unui stat din Europa Centrală și de Est, reprezentat pe marele monument al reformei din Geneva, din Elveția. Da. La fel, dacă veți merge la Viena, în Schatzkammer, în muzeul unde sunt ținute comorile Habsburgilor, din câte știu, sabia lui, o sabie foarte impresionantă, cu multe rubine, cu multe pietre prețioase, se găsește acolo. Ia uzi, da. Deci în Cluj s-au născut doi regi. Bun, în ultimii ani s-a dezvoltat în Cluj o comunitate de expați, de, mă rog, cetățeni străini care lucrează în Cluj și cu asta s-au dezvoltat și multe magazine. Sau, mai bine zis, restaurante. Am trecut la un moment dat pe lângă unul franțuzesc, da, care este Bistro Viena. Da. Unde, dacă vreți, un schnitzel sau un strudel sau o cafea vieneză. Cât se poate de original. Cât se poate, da. Viena made in Cluj. Okay. Da? Totuși este o moștenire destul de mare a Vienei și a Habsburgilor, prezentă și în Cluj. La fel însă este un număr foarte mare de studenți străini în Cluj, în special de la Universitatea de Medicină, dar nu numai. Cei de la Universitatea de Medicină, până acum vreo 5-6 ani, erau în mare parte francofoni, ori francezi, ori din țări africane sau arabe. În ultimii ani s-a cam schimbat un pic și sunt foarte mulți studenți din Germania, foarte mulți studenți din țările nordice și așa mai departe. Se poate studia în română, engleză și franceză. Deci ăsta e și motivul pentru care vedem și atâți oameni tineri în Cluj. Este și unul dintre marile avantaje ale Clujului de a atrage foarte mulți tineri capabili, da, care studiază la Cluj și pe urmă rămân în Cluj. Este okay, pe de o parte un mare avantaj pentru Cluj, pe de altă parte o mică dramă pentru orașele mai mici de unde pleacă acești oameni buni, exact, care fi, este nevoie de ei și acolo. Dar, da. Asta e mersul. Exact. Bun. Tocmai am ieșit, da, din vechea cetate a Clujului. Mergem către piața centrală a orașului, către Piața Unirii, actuală Piața Unirii, care a avut multe alte nume de-a lungul anilor. Și aici vom găsi poate cele mai importante și interesante monumente ale orașului. Și dacă o vorbim... catedrală care se vede foarte bine ziua, dar și noaptea. Dar care nu este catedrală. Ah, ok, dar, bine. Aici ne spui tu. Introducerea e foarte bună pentru că aspectul este într-adevăr de catedrală. Okay. Doar că o catedrală este o reședință episcopală. Okay. Această biserică nu a fost niciodată construită pentru a fi reședință episcopală. Reședința Episcopiei Romano-Catolice din Transilvania este la Alba Iulia. Da. Într-adevăr, pentru câțiva ani, domnul reprezentat pe acel monument, într-adevăr a fost episcopul romano-catolic care
a avut sediul la Cluj, da. Dar asta s-a întâmplat doar în mod excepțional în timpul celui de-al doilea război mondial, când în urma dictatului de la Viena, partea de nord a Transilvaniei, inclusiv Clujul, Clujul era ultima localitate din Ungaria, pe urmă, dacă urci dealul Feleacului, există statul Feleac, care era deja România. Ok. Bun. Biserica, sărim un pic în istorie, 1291, am pomenit deja anul, vin mongolii, distrug tot pe aici. Da. Sașii, care deja parțial apăruseră în Transilvania, sunt aduși în grupe mai mari și ajung în Cluj. Există și o colaborare a papei cu regii Ungariei, cu împărații, cu regalitățile din această zonă a Europei, de a coloniza cât mai mulți germani în partea asta a Europei. A fost și o misiune ecumenică, ca să spun așa. Trebuie să ne gândim că creștinismul, da, era deja de câteva sute de ani religie oficială, însă foarte, foarte mulți, în special dintre migratorii care ajunseseră în Europa, nu erau creștini. Da. Chiar dacă regele sau împăratul sau căpetenia adoptaseră religia creștină, mulți dintre credincioși nu erau creștini. Există, de exemplu, pe locul actualei biserici a existat mai demult un cimitir. Da. Și exista la un moment dat chiar o regulă în acest cimitir, erai obligat să îți îngropi defuncții, pentru că așa demonstrai că ești creștin. Okay. De multe ori creștinii, de multe ori cei care nu erau creștini erau persecutați, se întorsese roata. În epoca romană a fost invers. E foarte interesant că sunt persoanele fără posibilități financiare, care nu aveau banii ca să-și cumpere un loc de veci, de multe ori își îngropau defuncții în fața zidurilor cetății și practic pe zidurile cetății puneau o plăcuță sau scriau ei cine a murit. Wow. Există două locuri în Cluj unde se păstrează astfel de plăcuțe. Okay. Astfel de inscripții, plăcuțe, da. Un pic am mult spus. Pe unul dintre locuri nu sunt sigur că nu a fost renovat între timp casa care a înglobat și zidul și au acoperit-o. Un alt loc este chiar pe unul dintre ziduri, într-o curte interioară. Acolo unde am fost, nu. Și am luat cadrul, nu, din altă parte. Oare am putea ajunge la un moment dat și acolo? Da, putem, doar că nu știu dacă putem intra acolo. Ok, am înțeles. E un șantier, putem încerca. Ok. Bun, revenind la biserică, da. Tot în acea perioadă s-a început construcția unor monumente mari, foarte mari, grandioase, care și atrăgeau oamenii. Și această biserică este, din câte știu eu, a doua biserică ca și mărime din perioada gotică sau din Evul Mediu, dintre Viena și Istanbul. Cea mai mare biserică este la Brașov, este Biserica Neagră. Da. Aceiași mersi sau adepții aceleiași școli arhitecturale sau aceiași constructori au făcut biserica și din Brașov, aceasta și cea din Košice. Astăzi în Slovacia, un oraș chiar foarte, foarte frumos. În Košice am fost o singură dată, dar este... Sunt foarte asemănătoare cele două biserici. Care e cea mai frumoasă, după părerea asta, ta? Întrebi un clujan care e gata, cea mai... Gata. Bun, biserica a fost proiectată inițial să aibă două turnuri. Da. Dintre aceste două turnuri, unul singur a fost finalizat, dar din cauza unor cutremure, unui incendiu, a fost demolat. Turnul actual, turnul cel mare care se vede acolo, este construit abia în secolul XIX, dar este construit de către aceiași arhitecți care au construit și un turnuleț mai mic al Catedralei Sfântul Ștefan din Viena, da. Celebrul Ștefan Zom. Da. Bun, biserica, lucrările de construire a bisericii au durat peste 100, aproape 150 de ani. Noi avem o glumă mai nouă în Cluj că tocmai se începe construcția metroului, care estimăm că va dura tot cam atâta. Deci pe bune se începe? Da, este semnat contractul. Din câte știu, din luna octombrie, chiar de acum ar trebui să înceapă. Ok. Noi zicem, au dat și vreun termen? Ei, oficial? 10 ani parcă au. 10 ani, ok. Noi zicem că va fi 150 de ani. Okay. Am putea să-l facem și în 10 ani, numai nu vrem să stricăm tradiția, că bisericile mai de mult 150 de ani, acum metroul. Și biserica din Brașov, tot așa, tot cam 100-150 de ani a durat până au finalizat-o. Da, erau niște, cred că de multe ori plănuiau... Da, și planurile pe care le făceau inițial nu aveau cum să le respecte. Okay. Veneau pe urmă câte o epidemie, mai venea câte un turc, mai veneau câte... În istoria Transilvaniei sunt foarte dese conflictele în interior, în interiorul Transilvaniei. Okay. Practic după 1526, când are loc bătălia de la Mohács, regatul Ungar este împărțit. Cea mai mare parte devine pașalâc turcesc. Transilvania are un statut de provincie autonomă
sub suzeranitate otomană, ceea ce însemna că dacă se plătea la momentul potrivit ceea ce cereau otomanii și dacă se accepta numirea voievodului de către în alta poartă, Transilvania putea să rămână intern, să se administreze singură. Da. Asta este și motivul pentru care în Transilvania nu a fost construită nicio moschee, spre diferență de Banat, de Timișoara, da, de Caransebeș, de Reșița și așa mai departe. Pe de altă parte, o mică parte a Ungariei a revenit atunci a Imperiului Habsburgic, care își începea expansiunea și care a avut tot timpul această necesitate și au spus că au și dreptul dinastic de a domni și asupra Transilvaniei. Și atunci, vreme de secole, au existat niște războaie interne aici între așa numiții curuți, care erau de cele mai multe ori, dar și asta e foarte schimbător, de cele mai multe ori susținuți de otomani împotriva Habsburgilor, și lobonți, care erau adversarilor. Da. Și sunt o mulțime de războaie, o mulțime de conflicte care s-au desfășurat de cele mai multe ori pe spinarea locuitorilor, pe spinarea, da, populației. De-aia a durat și atât de mult să se construiască, deși în momentul în care s-au construit aceste biserici încă nu era cazul de curuți și lobonți și de alte chestii. Okay. Bun, biserica e finalizată în... Nu e foarte clar anul finalizării, există o diplomă, există o scrisoare de indulgență. Okay. Scrisoarea de indulgență erau în Biserica Catolică, au fost și unul dintre motivele principale ale reformei. Practic se putea plăti preotului și se puteau cumpăra aceste scrisori de indulgență pentru a se ierta păcatele. Aha. Și există o scrisoare de indulgență, din câte știu, din Avignon, din Franța, în care este scris că cei care vor dona bani pentru pictarea și mobilarea bisericii din Cluj, da, vor fi iertați de păcate. Okay. Ori dacă deja se strângeau bani pentru pictare și pentru... Era pe ultima sută de, da, metri. Da, era cam acolo era. Okay. Bun, se pare că au existat picturi... Și în ce perioadă a fost aceea? La sfârșitul secolului 15, 1480, 1486, ceva de genul acesta. Ok. Bun. Foarte interesant, iarăși, la biserică. Dacă ne uităm bine, intrarea principală în biserică nu este simetrică. Da. Eu cred că au durat atât de mult planurile de construcție, încât și au fost schimbate de atâtea ori încât la un moment dat ei nu mai știu exact ce construiesc, vreau doar să o finalizeze odată. Da. 1317 este un an foarte important în istoria Clujului, Carol Robert de Anjou, da, pe care noi îl știm că și-a luat o bătaie de la Basarab, dar el a făcut mult mai multe lucruri, printre altele a dus capitala Ungariei la Timișoara, da, printre altele a dat Clujului statutul de oraș liber regesc, ceea ce a fost o chestie extraordinară pentru oraș. În oraș, în momentul respectiv, astăzi nu prea putem înțelege, dar erau mai mulți locuitori aparținând unor diferite stări. Unii dintre ei erau cetățeni liberi, da, dar erau și foarte mulți care aparțineau de mănăstire. Erau foarte mulți care aveau un statut oarecum de robi pentru episcop, erau supuși atât episcopului, atât voievodului, atât regelui, și vine Carol Robert de Anjou, dă această diplomă Clujului, care îi eliberează pe clujeni de orice obligații față de episcop, față de voievod, ei vor răspunde direct regelui. Da. Și asta a dus practic la dezvoltarea extrem, extrem de puternică a Clujului. Clujul care însă, pe urmă, locuitorii Clujului se amestecă în răscoala de la Bobâlna. Da. Liderul răscoalei este prins chiar la marginea orașului. Și ca și pedeapsă, Clujul își pierde acest drept, okay, de oraș liber regesc, da, pe care ulterior îl va recăpăta, devenind până la sfârșit oraș liber regesc, dezvoltându-se atât de bine încât călătorii străini ulterior l-au numit orașul Comoara. Da. Bun, deasupra intrării, și cu asta închei și vom intra în biserică, este Arhanghelul Mihail, protectorul bisericii. Și sunt cele trei steme ale teritoriilor asupra cărora a guvernat Sigismund de Luxemburg. Da, se pare că biserica inițial a fost pictată complet în interior, parțial și în exterior. Okay. Și au existat statui în aceste nișe care, da, e foarte probabil, adică e evident că au existat, că aceste nișe au fost construite pentru acele statui. Mai ales, okay, dacă ne uităm la biserici gotice din întreaga Europa, știm că în aceste nișe veneau statui. Doar, da, că biserica suferă niște ample... Nișe, adică cele de aici?
Sau care? Nu, nu, nișele mă refer la cele de aici. Sau aici. Aha, ok. Așa. Care înconjoară biserica. Ok. E la Biserica Neagră. Exact.